Vești bune pentru cei care tranzitează ruta Ocolitoare Est, cea pe care ne aflăm în acest moment, o rută extrem de traficată. După cum vedeți, traficul greu se desfășoară pe aici. Ieri, dacă vă aduceți aminte, președintele Consiliului Județean Ionel Arsene a lansat o provocare în mediul online pentru autoritățile locale, anume aceea de a pune la punct această arteră Ocolitoare Est. Într-o lună, a spus președintele Consiliului Județean Ionel Arsene. Astăzi dimineață, primarul municipiului Roman, domnul Lucian Micu, a postat pe contul personal de Facebook un răspuns la această provocare, și anume că vineri, în ședința de Consiliul Local, se va preda această rută, arteră Ocolitoare Est, către Consiliul Județean. Nu se va preda, se va vota predarea către Consiliul Județean, în așa fel încât acest calvar, coșmarul șoferilor, să ia sfârșit. Nu știu dacă să o iau ca un răspuns pur și simplu la această provocare, sau chiar se dorește găsirea unei soluții reale la această problemă. Cert este că dacă aceste două persoane se vor ține de cuvânt, în curând romașcanii și cei care tranzitează Romanul folosind această variantă Ocolitoare Est o vor face în condiții mai bune. Și vrei să vezi?